Bine ai venit pe canalul nostru! Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe. Irinel Columbianu a criticat după ce a plecat din nou de la azil. Te postezi ca un șmecher cu bani. Oamenii nu mai sunt impresionați de suferința lui. Impresionați de suferința lui. Irinel Columbianu și-a pierdut toată averea și a ajuns să locuiască într-un azil din Germănești. Fostul milionar a început să iasă tot mai destin cămin, iar oamenii l-au criticat pentru ieșirile sale și nu mai sunt impresionați de suferința lui. Zilele trecute, Irinel Columbianu posta pe pagina sa personală de Facebook imagini de la frizer, apoi poze în timp ce își savura cafeaua împreună cu un prieten. După ce și-a pierdut întreaga avere și ajunsese să locuiască într-un apartament dintr-un complex de blocuri de lângă București, acum fostul soț al Monicăi Gabor stă într-un azil din Germănești, același azil unde a stat și tatăl său până în ultima clipă de viață. Puțin știu că romanița Iovana a fost cea care l-a ajutat pe fostul milionar să-și plătească chiria la apartamentul în care locuia, după ce a rămas fără vila din Izvorani. Toți apropiații lui Irinel Columbianu s-au mobilizat și au încercat să-l ajute financiar pe omul de afaceri, care acum a rămas fără nimic. Chiar și Gigi Becali a fost contactat pentru a întinde o mână de ajutor lui Iri, însă latifundiarul din Pipera a refuzat. Acum, pe rețelele de socializare, Irinel Columbianu este aspru criticat, după ce a început să iasă tot mai des la azil. După ce zilele trecute a fost să se tundă, acum fostul soț al Monicăi Gabor a ieșit la un restaurant, unde spune că a mâncat cea mai bună pizza. De asemenea, în urmă cu două zile, Irinel Columbianu a fost și la Ploiești, însă nu a spus ce a făcut acolo. Bine ai venit în lumea reală! Cum te simți când trăiești precum mulți români? Pe pagina sa de Facebook, Irinel Columbianu a primit sute de comentarii în care este criticat pentru acțiunile sale. Mulți nu înțeleg de ce omul de afaceri nu stă liniștit la azil și preferă să iasă aproape zilnic. Nu mai are bani și s-a apucat de Facebook și de reclamă la paharul cu apă. Cine ți-a plătit pizza de data asta? Și zici că n-ai bani, te milogești să-ți plătească alții azilul, dar tu te postezi ca un șmecher cu bani, parcă murea de foame, te-ai făcut influencer, bine ai venit în lumea reală. Cum te simți când trăiești precum mulți români? Au fost o parte dintre comentariile dure pe care le-a primit fostul om de afaceri. Irinel Columbianul le-a răspuns în mod ironic celor care l-au criticat, și pare că nu a fost deloc deranjat de vorbele dure.